începând cu 14 decembrie, au emis o serie de acte care au bulversat tot acest sistem al medicinii primare. Începând cu contractul cadru, cu hotărârea de guvern numărul 1389, publicat în monitorul 895 din 30 decembrie, și atenție la dată, deci în 30 decembrie, guvernul și ministerul publicau o hotărâre de guvern care se aplică cu 1 aprilie. În același timp, prin membru al BEX-ului național, am participat la negocierile de la Casa Națională legate de normele de aplicare a acestui contract. Inclusiv ieri am participat la o astfel de consultare, că nu le putem spune negocieri. În condițiile în care, în ultima perioadă, Societatea Națională de Medicină de Familie și Patronatul Medicilor de Familie Național, noi nu avem la nivelul județului, acum s-a decis, vineri când am avut ședință, înființarea și în județul Olta Patronatului Medicilor de Familie, au întreprins o serie de acțiuni ca reacție la ceea ce vă spuneam, aceste acte emise de Ministerul Sănătății și Casa Națională. În conținutul acestor acte sunt o serie de lucruri care contravin altor legi organice sau chiar Constituție. De asemenea, afectează grav pacientul român în sensul că se limitează accesul acestuia la asistența medicală primară, la medicamente compensate și gratuite pentru asigurați, la faptul că li se încalcă drepturile de asigurat, pentru că începând cu a 21-a consultație, teoretic trebuie să-i punem să plătească, deși el este asigurat. În județul ori nu s-a întâmplat acest lucru, în alte județe s-a întâmplat și asta, pentru că de altfel este prevăzut în lege. Iar acum, în normele de la contractul care va intra în vigoare la 1 aprilie, acest lucru este stipulat. La fel și faptul că cei care vin neprogramați la consultație, vin anticipat, vor fi taxați și nu numai că vor fi taxați, dar nu vor putea beneficia de rețete, trimiteri și analize de laborator, pentru că, practic, fiind al 21-lea, nu mai beneficiază de drepturile de asigurare. Ceea ce încalcă grav legile și Constituția. De asemenea, se impune prin nou contract un buget orientativ de medicamente. Și din start, medicina primară a fost împotriva acestui buget la medic, pentru că noi avem o experiență nefericită din anii 2002-2003, când la o listă de 2000 de pacienți primeai 7 milioane de lei vechi. Calculați și dumneavoastră să vedeți cât revenea pe un pacient. E adevărat că nu veneau decât în jur de 500 la consultații, dar chiar și așa suma era infimă. Pe lângă faptul că nu poți să-i dai rețetă, dacă îi dai, va trebui să-i dai de o anumită valoare. Pentru că, teoretic, domnii guvernanți vor să ne facă pe noi un fel de Dumnezei care să decidem cine trăiește și cine moare. Ori așa ceva nu intră în menirea de medic și nu intră în atribuțiile medicului. Gestionarea fondurilor și modul în care se împart este atributul și obligația Casei Naționale prin casele județene. Noi nu suntem Dumnezei să stabilim cui dăm și cui nu dăm. Având un plafon orientativ, banii se vor termina probabil în prima săptămână. Ce vom face de atunci până la finalul lunii? Nu putem să decidem, ție îți dau, ție nu-ți dau. Noi suntem medici și suntem obligați să consultăm și să facem actul medical până la capăt. Fie propriu, fie trimițând mai departe cazurile a căror competență ne depășește. Un alt lucru foarte grav pentru bolnavi, mai ales pentru bolnavii cronici, este că se va elibera rețeta pentru cronici odată la 3 luni, indiferent de câte boli cronice are pacientul respectiv. Iarăși, o limitare, pentru că nu putem să scriem mai mult de 7 medicamente, din care maxim 4 din lista A cu compensare 90% și 3 din lista B cu compensare 50%, dar care să nu depășească 330 de lei.
Or la ora actuală medicamentele s-au scumpit și există medicamente care depășesc din start acest plafon. Flavisul, de exemplu, este 3.100.000, 310 lei. Nu mai poți să-i mai scrii alte medicamente din grupul B. Celelalte trebuie să-și le cumpere. De asemenea, nu mai poate pacientul să se ducă și la medicul de familie și la specialist și să primească rețetă și de acolo și de acolo pe același diagnostic. Nu mai avem această posibilitate. Până acum, unele medicamente le scriam noi, altele le scria medicul specialist. Din păcate, și aici se face o limitare drastică la medicina de familie, în sensul că nu avem voie să scriem anumite medicamente decât cu scrisoare medicală și unele chiar sunt aberante, pentru că, de exemplu, ca să tratezi un adenom de prostată diagnosticat, trebuie de fiecare dată pacientul să vină cu scrisoare medicală, că nu ai voie să scrii direct. Și, practic, pui omul pe drumuri, cheltuieli proprii, cheltuieli cu consultația medicului specialist, cu rețeta care eliberează și așa mai departe. La noi se plătește per capita, per serviciu, per capita însemnând pacienții înscriși pe listă, per serviciu, serviciile care le efectuăm. Dacă anul trecut raportul era 70-30, în acest an s-a modificat la 50-50, dar nu aceasta ar fi marea problemă, cât valorile care rezultă în urma acestor procente. Anul trecut valoarea la punctul per capita a fost 4,5, iar la serviciu 0,9. Anul acesta, valorile puse de Casa de Asigurări pe site-ul Casei Naționale sunt 2,56 la valoarea punctului per capita și 1,3 la valoarea punctului per serviciu. Ieri am avut o discuție foarte dură la Casa Națională, că mi se motiva așa. Mi s-a luat 42% la per capita și s-au dat 47% la servicii. Dar realitatea este cu totul alta. Cei 42% de la capita reprezintă mult mai mult decât cei 47% creșterea de la servicii, pentru că actualele servicii nu ne permit nici la ora actuală, când este 30%, să acoperim acest procent. Restul de 11,5% banii au dispărut în sistem, în Fondul Național Unic de Asigurări de Sănătate. Fără să știm ce cale au luat, pentru că punându-se pe site punctele realizate la nivel național, atât per capita cât și per serviciu, am făcut calculele care trebuia să primim sumele respective și nu sunt în plată vreo 200 de milioane de lei. Deci o sumă foarte mare, care anul ăsta, crescând procentul la 50%, va deveni și mai mare. Sumă care nu se regăsește în plățile care le-am primit. În plus, Casa Județeană, motivând că nu au bani suficienți, nici la ora actuală nu s-a plătit integral luna decembrie. Nu au fost achitați în medie 5% față de ceea ce s-au emis facturi pentru luna respectivă. Noi nu avem un buget de venituri și cheltuieli, este venitul cabinetului și de multe ori se face confuzia între venitul cabinetului și venitul medicului, dar se face în mod intenționat, pentru că una este venitul cabinetului, care înseamnă unul sau doi asistenți, contabil, îngrijitor de curățenie, informatician. Iar ce rămâne, pe lângă cheltuielile de întreținere a cabinetului, care înseamnă totul începând de la cumpăratul rețetelor până la plata telefonului, internetului, lumină, căldură, contract de gunoaie, de eliminarea deșeurilor biologice, aparatură medicală și toate celelalte, încât sumele care rămân medicului sunt foarte mici. Eu pot să vă fac public că în luna ianuarie am rămas cu 6 milioane de lei în mână. Am fost supuși procesului de evaluare a cabinetelor. Și aici s-a creat iarăși o mare discrepanță și o discriminare între medicii din mediul urban și cei din rural. Cei din urban am fost obligați să plătim o taxă de evaluare de 10 milioane de lei, 1000 de roni, iar cei din rural de 250, de 4 ori mai puțin. Îmi pare rău că am închis calculatorul, să vă citesc motivația domnilor de la Casa Națională, pentru că eu poimine voi fi la Consiliul Național de Discriminare, suntem citați acolo pentru că am sesizat Consiliul Național de Discriminare, Colegiul Național al Medicilor, și joi la ora 9 voi fi acolo împreună cu avocatul Colegiului pentru a ne susține cauza. Dacă vă citesc motivația care o dă Casa Națională și Ministerul, vă cruciți.